De ce fugi? Cum te cheamă? Cum ca să nu citești pe televizor. Nu te teme. Cum te cheamă? Steaua sus de soare, ca o tare mare. Steaua strălucește și lumimestește, și lumimestește. Că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magic cu zărire, steaua și pornire, mergând după raze, Hristos salvează, pe Hristos salvează. Steaua sus răsare, ca o taină mare. Steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Dar cum vă cheamă pe voi? Ileana. Dar pe tine? Tot Ileana. Ești fetiță? Da. Steaua sus răsare, ca o taină mare. Stai, stai, vorbesc cu tine, stai, stai să vorbesc cu tine. Și ce faceți voi? Cântați? Primiți? Da. Câștigați ceva? Da. Mama știe că tata voi sunteți aici? Da. Unde sunt? Mama, tata nu, noi, tata pe noi ne-a lepădat. Dar mama unde? La acolo, căleasca roșie. Ce face? Unde? Căleasca roșie, în parcie. Da? De ce nu stă cu voi aici? Noi ne ducem parte de școală, ca să fim la școală. Și atunci umbli la școală? Da. Unde la școală? E clasa 8-a, eu și o clasa, are 8 ani și clasa 2-a. Da, tu? Da, da, eu sunt clasa 6. Voi banii cheltuiți pentru școală, da? Nu-i dați mamei să ducă precis, da? Bine, eu o să mai trec pe la voi. Voi să mai fiți bine, da? Hai. Nu știu dacă spui. Dar de ce? Nu, mă ia cu ziua asta. Dar mama ce face acolo? Mama ne așteaptă. Nu, e nu știu, noi nu îi dădem banii, noi la școală. Dar e vă dă voie să stați aici în oră? Da, da, desigur. Azi sunt blocșteau jos. Da, bine, hai, la revedere. Bună, fetele! Gata? Ați terminat colinda? De ce nu mai colindați? De ce nu mai colindați? Da, prin gata. Gata? Vă odihniți? Bine.